salut în numele Domnului Iisus și mă bucur tare mult că în această zi să pot să împărtășesc câteva gânduri din Scriptura alocată acestei zile, din pasajul pe care Biblia îl pune înaintea noastră. În cuvântul acesta, Domnul Iisus Hristos ne aduce momentul în care este descoperit Iuda Vânzătorul. De asemenea, cuvântul Scripturii ne spune că prin descoperirea aceasta, în momentul în care ucenicii vor înțelege că ceea ce El le-a spus este adevărat și de asemenea, înțelegând că profețiile vechi testamentare se împlinesc în Domnul Iisus Hristos, ucenicii vor cunoaște că Iisus este Dumnezeu adevărat, că este Fiul lui Dumnezeu. În pasajul acestei zile, de asemenea, El introduce un nou standard al iubirii, al dragostei. Dacă israeliții vechi testamentari au fost învățați să îi iubească pe semeni și modul în care trebuiau să iubească era așa cum se iubesc pe ei înșiși, Domnul Iisus Hristos, spuneam, introduce un nou standard al dragostei. Dragostea sacrificială pe modelul hristic. Această dragoste, spunea Domnul Iisus Hristos, așa cum v-am iubit eu. Dragostea lui se manifestă în fiecare zi, dar s-a arătat atunci în momentul suprem când pe Golgota a stat pe o cruce între cer și pământ. A fost dovada supremă a dragostei. Și acest model îl inserează Domnul Iisus în structura noi biserici pe care o înființează, o dragoste pe modelul hristic. Vă dau, spunea Domnul Iisus Hristos, o poruncă nouă. În alt pasaj al Scripturii, de asemenea, a reluat ideea aceasta și a spus, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi, să vă iubiți unii pe alții prin modelul acesta. Însă, porunca aceasta este o poruncă care îl reflectă pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră. Modelul acesta este modelul divin pe care ar trebui fiecare dintre noi să-l avem. Măsura iubirii pentru semeni nu mai este iubirea pentru ei înșiși, ci iubirea lui Iisus pentru ei. Iubirea lui Iisus este acea iubire care l-a determinat sau îl determină ulterior pe Domnul Iisus Hristos să-și dea viața pentru ucenici. Iisus astfel subliniază importanța iubirii ucenicilor unii față de alții și continuă în pasajul următor și spune: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Acesta nu este motivul pentru care ei trebuie să se iubească unii pe alții, ci mai degrabă este rezultatul dragostei lor. Cunoașterea adevărului este importantă, este chiar vitală, însă la fel este și iubirea credincioșilor unii pentru alții. Dragilor, suntem motivați astăzi să fim atenți la detalii. Înțelegând și știind că Scripturile se împlinesc întotdeauna, de asemenea, înțelegând mai apoi că promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut față de fiecare dintre noi se vor împlini. E fascinant să știm adevărul acesta, să știm că Dumnezeu va împlini ceea ce ne-a promis. De asemenea, suntem încurajați de faptul că Iisus știe totul despre noi. Spunea despre ucenici că îi cunoaște. Deci, implicit, Dumnezeu, Fiul, Domnul Iisus Hristos, știe cele mai grele momente prin care trecem. Momentele de încercare nu sunt străine de El. El cunoaște momentele respective. Ne încurajează lucrul acesta. În alt pasaj al Scripturii spune că El este cu noi, nu doar că ne cunoaște încercările și suferințele noastre. Mai apoi suntem mobilizați la manifestarea iubirii sacrificiale pe modelul hristic. Dragostea sacrificială între ucenici arată care sunt ucenicii adevărați, autentici, al lui Iisus Hristos. Fie această dragoste să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi.